În Moldova urmează să se facă primele studii clinice pe pacienți cu COVID-19. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Comisiei Medicamentului pe lângă Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Astfel, primul studiu este început de către reprezentanța europeană a unei companii farmaceutice cu renume mondial din America, specializată în dezvoltarea moleculelor noi, care propune cercetarea clinică a unui medicament inovativ pentru tratamentul leziunii pulmonare acute asociate cu COVID-19. Ce ține de al doilea studiu, acesta este inițiat de o companie americană de biotehnologie, având ca produs de investigație un medicament de generație nouă care a demonstrat o activitate antivirală promițătoare împotriva mai multor coronavirusuri umane. Menționăm că ambele teste se vor face în cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga.